cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și crești. Bună dimineața, oameni buni! Cafeaua de dimineață, așa cum v-am anunțat într-o formulă inedită astăzi, intrând în direct pentru un minut și anunțând invitatul, așa cum v-am anunțat, repet, Adrian Niță, într-o ipostază, să spunem așa, dublă, dar de data asta vom vorbi mai mult despre candidatul Adrian Niță decât despre prefectul Adrian Niță, pentru că Partidul Social Democrat l-a nominalizat, ca să spunem așa, oficial, printr-un comunicat de presă. Bună dimineața! Bună dimineața și dumneavoastră și tuturor celor care ne privesc. Este clar că domnul Niță este candidat pentru că nu mai bea cafea de dimineață, a băut apă și a precizat că apă de la robinet, de la apa serv. Noi am spus dimineață că nu vrem să creștem producția de minerale, dar îi dăm ceea ce dorește. V-a plăcut introducerea, nu? Domnul Adrian Niță, candidatul PSD, nu este o surpriză, pentru că s-a discutat deja de mai ceva timp că veți fi doi. Cum s-a ajuns la varianta Adrian Niță? Pentru că acum puteți spune, nu? Cred că a fost, în primul rând, președintele partidului, domnul Daniel Harpa, candidatul nostru pentru funcția de președinte la Consiliul Județean. Cred că a avut o discuție cu ceilalți colegi și în urma analizelor pe care le-au făcut, după ce am discutat, după ce a discutat și cu noi și am fost la punct câteva aspecte, am stabilit că vom merge împreună în aceste alegeri, el, dumnealui candidat la Consiliul Județean, eu la Primăria Piatra Neamț, în echipă cu toți ceilalți colegi, pentru a câștiga atât Consiliul Județean cât și Primăria Piatra Neamț, cum sunt convins că se va întâmpla și la Roman, unde avem și acolo un candidat redutabil în această bătălie electorală. Asta doar discuția? S-a mai făcut vreun sondaj? S-au mai purtat? Ați dat interviuri? Nu știu. Nu știu cum se face. Eu întotdeauna mi-aș fi dorit să fiu și eu un candidat pe la vreun partid, dar n-am avut niciodată oferte. N-am dat niciun interviu. A fost o decizie pe care întreaga echipă a luat-o. Și mergem înainte, încrezători și suntem convinși că vom reuși să învingem în această confruntare electorală, să nu-i spunem bătălie, că poate e mult spus. Atunci, auziți, confruntare, nu bătălie, nu, dar o leacă de bataie, cred că va fi. Deci o leacă de bataie. Acum se prefigurează, am văzut că e panică mare în rândul celelalte echipe. Am ieșit cu o declarație legată de stațiile acelea de autobuz și am văzut că s-a activat toată lumea, de la angajați din primărie, primar și absolut toți. Și văd că de câteva zile, de când am fost desemnat, au apărut și conturi fake care mă înjură. Ceea ce e bine și le mulțumesc cu această ocazie, pentru că toate aceste resurse... Testează rezistența. Toate aceste resurse materiale pe care le consumă, lipsite de argumente, pentru că orice înjurătură de acolo din partea unor profiluri cu câini, pisici, flori sau persoane care n-au postări în ultimii 2 ani, toate aceste înjurături lipsite de argumente nu fac decât să îmi țină postările la un reach foarte bun și să avem vizibilitate și mai bună pe banii lor. Deci țineți-o tot așa. Bun, am înțeles. Bun, acum, haideți să facem o emisiune. Deci nu mai sunteți candidat. Eu încep să vă întreb lucruri incomode, dar nu înjurături. De la cine vă revendicați ca om politic? De la Gheorghe Ștefan sau de la Ionel Arsene? Așa cum vorbeam... Vă place, nu? Așa cum, în primul rând, eu am intrat în politică în PD, pentru că au fost tot felul de speculații și am văzut că unii mă dau pe la vreo 7 partide, dar nu e chiar așa. Am intrat în PD pe vremea când eram încă student
și ca orice tânăr îmi doream și eu să fac parte dintr-o organizație. La vremea aceea un partid care promitea foarte mult, un partid al primarilor, un partid care era conectat la viața publică și socială și administrativă. Ulterior a fost acea fuziune cu PLD-ul care se desprinsese din PNL și inevitabil am ajuns la PDL, după care mi-am dat demisia din toate funcțiile pe care le ocupam, dacă nu mă înșel, cred că prin 2010 sau 2011. Am mai avut o încercare. De ce v-ați dat demisia, că nu mai țin minte? Am dat demisia pentru că... Important e mai țineți dumneavoastră minte. Da, eu mi-amintesc perfect. Puseseră alegeri interne și în biroul municipal de atunci intraseră niște personaje, ca să spun eu așa, nefrecventabile de către mine și am decis să-mi dau demisia. Ulterior am văzut că alții m-au trecut și pe la PMP. N-am fost membru PMP niciodată, însă am încercat un proiect cu M10, unde la rugămintea unui fost coleg am încercat să-i ajut, dar am avut surpriza neplăcută ca la un moment dat parte din organizațiile funcționale să fie pur și simplu, nu știu dacă vândute, dar să spunem prea ușor cedate către cei de la USR. Și m-a dezamăgit acest lucru pentru că s-a renunțat foarte ușor la misiunea pe care o avea inițial acest mic partid și atunci am renunțat și m-am retras. Am revenit apoi, am intrat în PSD pentru că am crezut în toate proiectele și în modul cum Consiliul Județean la vremea respectivă reușea să pună pe picioare infrastructura rutieră și nu numai din tot județul și toate proiectele de atunci și de atunci sunt în PSD. Cam acesta a fost parcursul real și motivele pentru care am ajuns în aceste partide, dar cel mai important este pentru că vedem că trăim o criză a liderilor politici. Bun, aici este clar. Și asta nu e doar la noi în țară, cred că europeană, internațională, după cum bine vedem. Și asta pentru că, cel puțin dacă ne referim la politica noastră autohtonă, de foarte mulți ani de zile, minim vreo 15, zic eu, nimeni n-a mai investit în ceea ce înseamnă resursă umană și ceea ce dinainte era moștenit, acea gestiune a cadrelor, care a fost înțeleasă prost uneori și hulită pe nedrept, iată că își produce efectele. Lideri politici care n-au crescut în jurul lor nimic. Sau oare să vă întreb sau să nu vă întreb? Puteți să mă întrebați. Cum se fac taberele acelea de iarnă, vară? Păi pot să vă dau un exemplu cum le făceam eu. Eu, spre exemplu, dacă mergeam la o școală de vară, pe vremea când eram președintele organizației de tineret, acum mult timp, apoi când reveneam acasă, organizam cu 100 de tineri, ceea ce mi se părea extraordinar și le aduceam lector, le aduceam... Adică mergeați dumneavoastră, după care... După care aduceam și aici în județ, pentru ca cât mai mulți, și luam din fiecare comună pe cei mai reprezentativi, în primul rând pe cei care își doreau un proiect politic, dar cu plăcere observ acum că mulți dintre ei ocupă funcții, unii se... Unii încă sunt în PSD, nu? Unii nu, în toate partidele au ajuns, să știți. Da, da, știu. Și asta e lucru bun, pentru că eu îi îndemn pe toți, mai ales pe tineri. Intrați în astfel de organizații pentru că doar oamenii buni până la urmă vor putea schimba ceva și spuneam când am inaugurat sediul de aici, sediul pentru organizația municipală, că nu-mi doresc neapărat politicieni și nici în campania asta nu-mi doresc oameni care au făcut neapărat politică sau, să mă exprim mai corect, oameni care au fost în arcul puterii până acum și au fost niște exemple de persoane care și-au dorit să vină în PSD și am spus nu
Și nu pentru că aș avea ceva personal cu ele, dar pentru că mi se pare normală alternanța la putere, mi se pare normal să mai stai și în opoziție, și nu doar normal, dar mi se pare și sănătos. Și atunci, dacă ai stat la putere 4 ani de zile, de exemplu, 8 la, ani. La primăria Piatra Neamț, e normal să rămâi, dacă poți, tot la putere, prin un exercițiu democratic, să participi la alegeri din formațiunea la care ai fost și să nu vii acum în PSD. Pentru că îi demobilizez pe ai mei, pentru că creez frustrări și pentru că nu e corect. De aceea, știu că mâine, așa ca o știre de cancan, s-ar putea să facă schimb de demnități în primăria Piatra Neamț. Adică cineva își dă demisia, aș vine altcineva în loc? Așa înțeleg, sunt niște zvonuri, da? Ceea ce nu vine decât acum, să-mi dea dreptate. Acum, nu știu, își dă domnul Irimia demisia, aș vine Lehăduș în loc? Nu cred, nu cred. Ceea ce îmi dă încă o dată dreptate și îmi alimentează argumentele, caut oameni cu sentimente sociale și vorbesc serios când spun asta, îmi doresc să fac echipă cu oameni simpli mai degrabă, cu pietreni, cu oameni care reprezintă toate categoriile socioprofesionale și care acum nu au reprezentativitate în multe organizații de partid. De aceea mă interesează să vină în echipă oameni de bună credință, în primul rând oameni buni profesioniști, oameni care au empatie față de cetățeni și care respectă și iubesc orașul, Piatra Neamț. Cred că asta e cel mai important. Iar dacă noi, prin lucrarea noastră asupra acestei cetăți, vom urma, ca să zic așa, pentru că sunt și creștin și îmi place să spun asta, vom urma lucrarea spre binele cetății, atunci cu siguranță Dumnezeu ne va pune acolo unde ne este locul pe fiecare. Da. Mergem înainte, o să facem, ca de obicei, și o scurtă pauză pentru niște chestiuni care trebuie să le rezolvăm noi aici, dar până atunci însă vreau să vă mai întreb ceva. Ați spus că preferați să colaborați cu cetățenii, decât să vină unul din altă parte și să facă lucrurile astea. Eu acum văd că în momentul... Scuze, mă refeream la cei care au condus în ultimii 4 ani. Exact la asta mă refer și eu. Da. Exact la asta mă refer și eu acum. Deci ați fost anunțat într-un tandem împreună cu domnul Dragoș Chitic. Da. El vrem, nu vrem, trebuie să spunem că face parte dintre cei care au condus, nu în ultimii 4 ani, dar măcar o parte dintr-un an, oprins-o. E important de menționat. Pentru că el a lăsat una peste alta foarte multe contracte semnate pentru finanțarea multor lucrări și e foarte important de menționat totul. Am revenit. Deci, omul a obținut finanțarea. Iar actuala conducerea primăriei trebuia să se ocupe de partea de proiectare și execuție a tuturor acestor proiecte. Eu îl văd ca pe un om echilibrat, un om care ar putea cu succes să ocupe funcția de city manager. Și de asta, bazându-mă pe experiența lui în administrație, pe faptul că totuși a lăsat aceste, a obținut acești bani cu care alții astăzi se laudă și se pozează pentru lucrările pe care le pun în implementare, modul în care se întâmplă asta este o altă discuție. Discutăm. Asta mă face să cred că ar fi un om foarte potrivit pentru funcția de city manager. De asta, în echipă cu el, nu vă ascund și că foarte mulți pietreni
îl apreciază pentru activitatea sa și pentru modul în care a relaționat cu ei în perioada în care a fost în administrație. Și știm cu toții că una dintre calitățile dumnealui este chiar aceasta, că este un om echilibrat, că este un om care își duce foarte bine sarcinile la îndeplinire. Deci cred eu că ar fi un câștig pentru noi, toți pietrenii, că el se ocupe această funcție de city manager. Înainte de a trece la partea aceea de lucrări, de cum e orașul, ce, din punctul dumneavoastră de vedere, încă două, trei lămuriri, dacă se poate. În primul rând, spuneți-mi, în partid, în PSD, în momentul acesta, s-a ajuns că tot trebuie să ne ascundem. Au fost momente tensionate, au fost tot felul de discuții, ca la orice partid, atunci când se schimbă o conducere, vine alta. Deci în momentul acesta putem vorbi de o echipă sudată în organizația județeană PSD Neamț? Pentru că eu nu mă ascund. S-a vorbit de faptul că domnul Harpa este lucrat, că dumneavoastră sunteți lucrat, că alții sunt lucrat. Cine îi lucrează pe toți nu știm încă, dar putem să ne închipuim. Eu cred că cel puțin la vârful partidului lucrurile sau aceste asperități, să spunem așa, s-au netezit. De asta spuneam că avem șanse foarte mari de data aceasta să câștigăm și Consiliul Județean și cele două primării ale celor două municipii, Piatra Neamț și Roman. Și este un moment foarte important pentru că cred eu că acele discuții care au fost și care sunt inevitabile în partid, dar pe care eu am preferat, spre exemplu, dacă ne referim la cele de anul trecut, să le rezolvăm în mod democratic, printr-un vot intern. Ei bine, cred că la momentul actual s-au liniștit lucrurile și suntem pregătiți de bătălia electorală cu toate forțele. Desigur, mai sunt situații, cum a fost și cu cei doi colegi care vreau să-mi reamintesc că erau foarte supărați când am ieșit într-o emisiune și vorbeam de blaturi și vorbeam despre faptul că nu s-a făcut suficientă opoziție în Consiliul Local la Piatra Neamț. Și s-au dus și m-au părât și m-au reclamat și au încercat să dea argumente și care ulterior s-au dus și s-au mutat la PNL. Probabil că vor mai fi situații în acestea, pentru că știți cum e. În perioada alegerilor, mulți își fac calculele personale și nu gândesc neapărat pentru echipă, dar sunt proiectele dumnealor și le asumă. Dar în rest, dacă vorbim pe ansamblu, cred eu că suntem gata de alegeri și echipa și-a fixat obiectivele și că o să ne și ținem de ele. Apropo de alegeri, de data alegerilor, de termene, potrivit legii, cu 50 de zile înainte de alegeri, dumneavoastră ar trebui să părăsiți funcția. Cred că o să o părăsesc asta mai devreme. Asta vreau să vă întreb. Acum, discutând așa între noi la o cafea, nu știu dacă e foarte ok să rămâneți prefect în perioada asta, pentru că lumea o să zică că există niște așa posibilități. Deși dacă dumneavoastră spuneți că vă dați, plecați mai devreme, deși, asta chiar ar fi un lucru de apreciat. Să știți că din funcția de prefect am solicitat bani, spre exemplu, și a primit Piatra Neamțu 16 milioane de lei de curând, adică să nu se gândească cineva că aș fi putut sau pot folosi această funcție discreționară în funcție de coloratură politică, cum de altfel am demonstrat în acești 2 ani, pentru că nu știu dacă a mai fost vreun prefect până acum să dea în judecată, eu, spre exemplu, am dat în judecată pentru o hotărâre Consiliul Județean. Ei, vă dați seama. Pentru ce i-ați dat în judecată? Cea cu Dragomirești, era acolo vorba de un aviz și o hotărâre a Consiliului Județean. Cum de altfel am tratat toate problemele, indiferent de coloratură politică, în aceiași termeni, respectând același număr de zile, ca să nu fac diferențe între sau bazate pe coloratura politică. Deci, din punctul acesta de vedere, e clar că n-am sabotat în vreun fel pe cineva, pentru că era de la alt partid, ba mai mult, lupta politică nu are legătură cu modul în care sau ar trebui să ne exercităm funcțiile. De asta pomeneam și de cei 16 milioane pentru Piatra Neamț și de faptul că am solicitat bani pentru școli, pentru acele expertize
care au reieșit în urma controalelor, cum și toate situațiile de urgență unde a fost necesară intervenția noastră pentru proiecte de guvern, în scopul obținerii acestor fonduri, le-am tratat gândindu-ne la oameni și nu la culoarea lor politică. De altfel, am o relație foarte bună cu cei mai mulți dintre primari de la celălalt partid, de la PNL, tocmai din acest motiv, pentru că, contrar a ceea ce li se spunea la început, le-am demonstrat că chiar sunt om și nu mă interesează culoarea politică. Deci e posibil să plecați mai devreme? E posibil. Eu cred că e posibil pentru că înțeleg că legea nu s-a armonizat din acest punct de vedere. Sunt chiar și acum niște discuții. Dacă nu se va întâmpla acest lucru, cu siguranță voi pleca. Ca să nu riscați vreo chestiune care să se întâmple precum cu PMP-ul, de exemplu. Așa. Bun. Asta m-am lămurit cu că era o întrebare. Haideți să vedem cum vede Adrian Niță, candidatul, municipiul Piatra Neamț, cu bune și cu rele. Cu rele și cu bune, că începem, că sunteți în opoziție, cum ar veni. Nu, am să încep cu bune. În primul rând, este un oraș extraordinar, un oraș în care eu m-am născut, în care am crescut, în care m-am format, un oraș care și-a pus amprenta asupra mea, în care am copilărit frumos, un oraș în care am revenit după ce mi-am terminat studiile universitare, un oraș cu un potențial fantastic, pentru că, dincolo de cadrul natural superb în care este situat și de multitudinea de monumente care ar putea să facă, din punct de vedere cultural și istoric, o atracție pentru foarte mulți turiști, acest oraș, din punct de vedere al resursei umane, stă foarte bine. Și întreaga zonă, pentru că discutam cu cineva de curând, a județului nostru, a dat foarte multe personalități, dar mai mult decât atât, la ora actuală, sunt aproximativ 300 de cadre în învățământul superior, de profesori în învățământul superior. Și eu sper ca într-o zi, nu foarte îndepărtată, pe unii dintre acești oameni. Eu m-aș bucura să-i văd pe foarte, măcar vreo 200. Să-i vedem înapoi aici acasă, punând umărul și ajutându-ne să ridicăm nivelul acestui oraș extraordinar. I-aș vedea într-un fel de conferință să vină și să spună unde sunt, ce fac, cum au ajuns acolo. Poate în felul ăsta conștientizăm. Mai mult, eu i-aș vedea chiar, și am să vă dau un exemplu, al Petroșaniului, pe care cu siguranță îl știți, unde 3.000 și ceva spre 4.000 de studenți în fiecare an ridică nivelul absolut acestui oraș fantastic de mult. Și mi-aș dori și eu ca să le oferim condiții acestor oameni ca să-i putem face măcar să gândească în primă fază că se poate și la Piatra Neamț să avem un viitor și să nu mai vorbim la fiecare 4 ani doar despre pavele, despre borduri și despre asfalt. Adică trebuie să avem și o viziune pentru viitorul acestui oraș, un oraș îmbătrânit, dar în care putem să îmbătrânim frumos. Și pentru că avem 29.000 de pensionari, cu venituri nu prea mari, 7.600 dintre ei au venituri până într-o 1.500 de lei, 9.500 dintre ei au venituri între 1.500 și 2.500 de lei, deci nu stăm extraordinar de bine, dar totuși sunt niște oameni care au muncit și au pus bazele și au clădit acest oraș și care merită să trăiască în condiții decente, care să le permită să zâmbească când se întâlnesc pe stradă, care să le permită să întâlnească niște locații de bun simț unde se poate recrea sau unde se poate socializa cu ceilalți, un oraș care să le respecte munca și trecutul lor pe care l-au închinat până la urma acestui oraș. Mai sunt și alte câteva mii care privesc către vârsta pensionării și ea se apropie și aceștia trebuie avut grijă de ei, cum la fel sunt 16.000 de copii, de minori,
în Piatra Neamț astăzi, cărora orașul nu le oferă nimic. Și trebuie să privim către toți acești oameni, pentru că persoanele active care încă sunt în Piatra Neamț, au acești copii, au acești bunici și părinți și pe lângă grijile zilnice pe care le au, i-am putea scăpa măcar de grija faptului că, spre exemplu, între orele 14 și 18, 17, 18, când ajung acasă de la serviciu, își știu copilul supravegheat de către niște specialiști, unde poate să facă sport, unde poate să învețe, unde poate să-și descopere vocațiile sau talentul pe care îl au. Un oraș care să funcționeze normal. Sunt foarte multe de făcut. În primul rând trebuie să îndreptăm tot ce s-a stricat în ultimii 4 ani. Parcări, infrastructură, foarte, foarte multe trebuie îndreptate și puse la punct așa cum este firesc într-o comunitate de oameni sănătoși. Știți că întrebarea care vine este cum? Vă spun eu cum. În primul rând, trebuie să ne folosim de ceea ce avem și am mai pomenit despre asta. Momentan, primăria Piatra Neamț nu are ca și povară financiară, să spunem așa, cheltuielile legate de biblioteca orașului, de Teatrul Tineretului, de firma Spital, care se ocupă de transportul în comun, de sănătate, de muzee, care toate sunt la Consiliul Județean. Ori, dacă nici măcar curățenie, dacă nici măcar servicii de calitate nu le poți oferi cetățenilor, în condițiile în care aproximativ 40 de milioane de euro per mandat se cheltuie pentru salarizarea celor din primărie și pentru funcționare, cred că trebuie să intervenim un pic aici. Apoi, trebuie să vedem pe partea de implementare a acestor proiecte, care inițial aveam o cofinanțare de 2% la ele și erau bani europeni și bine că au fost obținuți de fosta administrație, dar trebuie să vedem de ce am ajuns în situația în care marea lor majoritate să fie întârziate, pentru că aveau termen, spre exemplu, culoarele de mobilitate urbană la 31 decembrie, și să vedem dacă într-adevăr ceea ce se discută în piață, că s-a ajuns la o parte de cofinanțare de 60%, nu reprezintă un eșec major al actualei administrații și să vedem în sarcina cui cine va plăti pentru ele. Cât din cei 60% sunt generați de situații obiective și cât sunt generați exact de altceva. Și avem suficiente exemple. Dacă mai repetăm exemple de la podul care a trecut aici peste Cuiești la spital, când s-au întârziat o lună și ceva, doar pentru că a trebuit un aviz modificator din cauza... Pentru că nu exista autorizație de demolare. Exact, pentru că nu exista autorizație de demolare, pentru că a trebuit făcute ajustări la proiect și sunt în situații de acest gen în Piatra Neamț și va trebui ca până la urmă cineva să răspundă. Apoi trebuie să refacem acele stații de parcare, pentru că nimeni nu s-a gândit la asta și am avut un amendament chiar la ședința în care s-a votat și bugetul. Și după ce i-au chemat în birou și au negociat, de parcă erau la piață, au fost de acord cu acest amendament, dar l-a propus altcineva, l-a furat și l-a propus în ședință. Ce amendament? Pentru parcări supraetajate, automate sau semi-automate, care ar putea rezolva foarte ușor problema parcărilor. Și am beneficiat de parcări cu mașini care n-ar fi expuse furtului auto, vandalismului, intemperiilor. N-ai mai avea problema să le parchezi, pentru că ele ar fi parcate automat, deci nu le mai atingi prin parcare. Ai pus mașina, ți-o ia exact și te duce. Exact, în 3 minute ți-o dă. Adică, printr-o soluție modernă, am putea rezolva problema parcărilor și mai mult decât atât, am putea să eliberăm foarte multe spații pe care le putem folosi apoi pentru spații verzi, pentru spații de recreere, spații de joacă și așa mai departe. Nimeni nu s-a gândit. Eu înțeleg. 4 ani de zile, domnule, știm că vor fi asfaltate aceste 2 bulevarde care vedem că
nu se mai termină lucrarea acolo, pentru că noi în 2024 ne-am chinuit 3 ani și ceva să schimbăm o țeavă de apă în condițiile în care în deșert se construiesc orașe pe verticală. Ori ce se va întâmpla cu toate aceste mașini când va fi asfaltat bulevardul? Am trimis și noi un city manager să construiască un oraș. Așa este, da. E un city manager care se poza alături de, de primar în celebrele stații de autobuz, care acum nu mai sunt bune, le-a moștenit. Deși timp de un an de zile, din octombrie 2020 până în octombrie 2021, când a început construcția lor, cred eu că putea să intervină în partea de proiectare. Poate putea să le spună, domnule, nu mi-ajung 3 metri pătrați, poate îmi trebuiesc 10 ca să încapă mai mulți oameni. Nu s-a gândit nimeni, nici nu avem niște răspunsuri, dar probabil că într-o zi vom desecretiza aceste dar nu sunt secrete. În mod normal, toate lucrurile acestea nu sunt secrete. În mod normal. Știți care e problema? Mie îmi plac oamenii asumați și mie îmi plac oamenii care spun, domnule, am greșit, haideți să căutăm soluții, nu e cea mai bună variantă, dar putem face așa. Dar dacă ieși și spui, domnule, după ce te-ai pozat și te-ai lăudat cu ele, stați puțin să vedeți că e un proiect moștenit, că nu l-am făcut, îmi dai o cronologie, îmi vorbești de... pentru că pomeneam acolo de clauze penale referitor la lucrările din oraș, mă refeream la clauze și nu la cauze. Mulți au sărit și n-au înțeles. Clauze penale avem și în contractele pe care... În orice contract există clauze. Exact. Care ele se denumesc în termeni juridici clauze penale. Și le avem și cu cei care ne furnizează curent și apă și telefonie mobilă și cablu. Există peste tot. Nu confundăm cauzele cu clauzele. Auziți, ele există, dar nu, niciodată nu ajung. De aproape asta, niciodată. De asta întrebam în acel clip pe care l-am făcut. Dacă cineva va plăti penalități, dacă avem aceste clauze penale, care vor putea fi suportate de către cineva care nu și-a făcut treaba. Pentru că, spre exemplu, la proiectul pe care îl are CJ-ul cu Muzeul Calistrat Hogaș, din câte știu eu, momentan constructorul lucrează pe banii lui, că a întârziat și există aceste clauze și trebuie să ducă lucrurile la îndeplinire, că altfel în fiecare zi curg niște penalități. Ei, la Piatra Neamț nu ne spune nimeni, există așa ceva sau vom plăti acei 60% din buzunarele oamenilor? După ce îi taxăm, după ce am mărit taxa din cimitire de la 25 la 96, după ce le avem taxe mai mari pentru posesorii de auto-utilitare, dar nu au voie să parcheze nici în parcările de reședință, nici în cele cu plată, adică trebuie să-i scoatem afară din oraș, deci și oamenii plătesc taxe ca să muncească, să câștige o bucată de pâine. Deci niște anomalii care trebuie îndreptate. Vârstnicii despre care vorbeam, seniorii, nu poți tu să-i soliciți, să-l obligi practic prin acea discriminare și vorbeam și la o altă emisiune și legea nu-mi permite, că am vrut să fac eu plângere la, pentru această discriminare, dar trebuie să fie cel implicat direct și... Trebuie să existe un efect direct. Vârstnicii care nu au așa mari posibilități în a se descurca, nici măcar posibilități tehnice, dar nici nu se pricep să plătească ei online. Și, așa cum spuneam, din 79.000 de locuitori, 29.000 sunt pensionari. Asta este o prostie. Da, eu am să spus-o. Impui tu să nu, îi dai doar 8% bonificație, deci, în loc de 10%. Aici nici măcar nu mă mai îndrept spre conducerea primăriei. Aici mă îndrept direct spre Consiliul Local. Pentru că nu este normal tu, consilier local ales de oameni, să-mi spui mie că banul meu plătit online valorează mai mult decât banul meu plătit fizic la ghișeu când eu mă deplasez acolo ca să îi dau de lucru funcționarului de la ghișeu. Asta este o mare prostie. Este o prostie. O altă anomalie care trebuie îndreptată. Cum de altfel, mai sunt multe. Acele regulamente, care e bine că există și trebuie să fie ordine și disciplină peste tot, ca o societate să funcționeze normal, dar haideți întâi să ne punem la punct, să recuperăm acele decalaje, pentru că altfel, poliția locală, spre exemplu, spaima traficului de pătrunjel din fața tuturor piețelor. Vă rog frumos, aici nu sunteți informați. Amendează... Nici măcar nu este spaima traficului de urzici. Nici măcar a traficului de urzici. Ștevia încă nu a intrat în... Nu, încă n-a ieșit. Ei, bine, amendează locuitorii pentru că fac curat
în fața blocului și depozitează acel gunoi lângă tomberoane, nu-l aruncă în prăștie. Adică astea sunt probleme, da, care trebuie îndreptate. Și apropo de asta, pentru că vorbeam și de această anvelopă salarială din primărie și de faptul că DAS-ul și multe alte servicii de pe acolo sunt populate cu pile, cel mai ușor îți dai seama de pilele dintr-o instituție când urmărești redistribuirile, postările sau laudele la adresa șefilor. În toate instituțiile, în toate instituțiile. Deci în afară de cei care să spunem că sunt pe cabinetul demnitarului și care într-o relație apropiată fiind consilieri, spui că mai au un argument. Toți salariați dintr-o instituție care distribuie postările șefului în timpul programului. Nu neapărat, și în rest. Că oamenii serioși care își fac treaba și care sunt competenți, credeți-mă că nu trebuie să pupe pe nimeni în fund ca să-și protejeze postul. Dar pilele ăia vor fi cei mai frecvenți și mai, acord cu dumneavoastră. Și mai dornici să distribuie ceea ce pune șeful și să-i dea like-ul. Și să... Eu niciodată unde am lucrat, și am lucrat și eu în instituții, nu m-am dus să-mi semneze oamenii pe acele liste de candidaturi, cum procedează toți. Nu i-am scos pe la meeting-uri. Nu i-am rugat să mă voteze, n-am discutat cu ei politică. Dacă există cineva care poate spune așa ceva, plec mâine de pe orice funcție sau din politică. Dar văd cu câtă efervescență și cu cât aplomb distribuie pilele astea angajate, și nu numai în primărie, peste tot în toate instituțiile, ceea ce pune șeful. Repede să-i dea like, repede să-l distribuie. Ei bine, aici e o problemă care va fi și asta rezolvată, pentru că sunt foarte mulți oameni competenți care ar munci și într-o primărie a unui oraș cu populația aproape spre jumătate de cât era în, imediat după Revoluție, când era deservită de sub 100 de angajați, am ajuns la câteva sute spre 1000, dacă luăm în calcul poliție locală și societățile Consiliului Local. Așa de mult? Dacă luăm în calcul societățile Consiliului Local, poliție locală, DAS, primărie, se apropie de 1000, da. Ei bine, trebuie intervenit. Pentru că calitatea vieții în oraș nu s-a modificat și acum avem digitalizare, online, internet, imprimante. Înainte se scria cu indigo și apropo cu creionul de digitalizare, a făcut cineva un emoticon sau nu știu cum, cu digitalizarea, numai că se folosește degetul mijlociu. Da. Știți, apropo de digitalizare. De asta cred că cel mai important este ca oricine ar conduce acest oraș, oricine ar conduce județul, în primul rând, să o facă împreună cu oamenii. Și când spun împreună cu oamenii, mă refer la faptul că trebuie să fie conectat la ei și să lucreze pentru ei. Pentru că o să rămâneți uimit. Așteptările oamenilor nu sunt extraordinare. Oamenii nu-și doresc nave cosmice. Oamenii își doresc, și mă gândeam ca una din măsuri o să vă dau din programul electoral în premieră, chiar dacă n-a început încă campania, ne gândim foarte serios să eliminăm taxele și impozitele pentru familiile, copii și părinți care locuiesc în același condominiu. Adică? Adică, dacă dumneavoastră locuiți într-un bloc și pe aceeași scară sau în același bloc locuiește și fiul sau fiica dumneavoastră împreună cu familia, să eliminăm taxele și impozitele. Și o să spuneți, dar de ce? Păi e simplu. Ca să ținem oamenii în oraș. Ca să ținem oamenii în oraș ar fi una. Și ca să creăm un pic de confort social și foarte important din punct de vedere psihic și al sănătății pentru toți ceilalți. Și pentru că vârstnicul va putea să vadă... Da, relaționează, nepoții, sunt acolo. Relaționează, da. Nu mai e o povară și pe cu sistemul ce sanitar... Nu mai e o povară pe sistemul sanitar. Cu ce înlocuim sumele acelea? Cu lipsa irosirii banului public, cum se întâmplă acum, pe renovarea sediilor de partid, pe grătare, patru grătare construite cu 100.000 de euro, pe decontaminarea solului de la grădina publică, care înțeleg că a costat 150.000 de euro să iei un strat de pământ de acolo. Sunt foarte multe zone de unde putem să economisim. Nu înțeleg care-i rostul plății
unor sume atât de mari către parking, spre exemplu. Dar asta e o altă discuție pe care probabil o vom avea pe acest subiect în perioada de precampanie sau campanie. Sunt foarte multe zone de unde oamenii plătesc și nu beneficiază concret de serviciile pe care le plătesc. Bun. Acum, au fost câteva lucruri care mie mi-au plăcut în ceea ce a spus dumneavoastră. De exemplu, faptul că trebuie să activăm acele clauze penale. Exact. Acum, eu vă întreb, dacă dumneavoastră veți ajunge la primărie, vă veți opri doar la ultimii 4 ani, dacă îi vine vorba de activat aceste clauze penale, sau ceea ce eu am reproșat de multe ori actualei conduceri, faptul că ei au spus nu ne uităm în urmă, noi mergem înainte. Eu sunt de părere că dacă nu te uiți în urmă, nu poți merge înainte. Deci mergeți și mai departe sau vă stabilizați la cei 4 ani? Nu. Ca să fie lucrurile foarte clare. Mergem și din urmă și tot ceea ce s-a greșit va fi îndreptat, iar cei care trebuie să răspundă vor răspunde. Pentru că s-ar putea să fie și lucruri neplăcute pentru dumneavoastră când ajungeți acolo. Cu siguranță sunt. Sigur au mai acoperit câte ceva din trecut. Da, deci eu... Dar la actuala administrație, vă spun, sigur e o problemă de management, pentru că am dat exemplu acesta și de curând. Eu am fost câteva luni director la PubliServe și în 2 luni și jumătate, cât a fost perioada de sezon, am reușit să asfaltăm 29 de străzi. Când am fost schimbat de acolo, ca urmare a modificării structurii din Consiliul Local și a schimbării majorității de acolo, în momentul când m-au schimbat, erau facturate și de încasat sume în valoare de 2 milioane de euro. 2 milioane? 2 milioane de euro, 9 milioane de lei, cât era prevăzut să-mi dea buget primăria pe un an întreg. Și pe mine m-au schimbat undeva în luna mai. Deci și dacă n-ar fi făcut nimic, și de asta vreau să repet că e o problemă de management la primărie. Și dacă n-ar fi făcut nimic, până anul următor, în aceeași perioadă, timp de un an, ar fi avut bani de funcționare. Le plătisem și datorii și, mă rog, mai rămăseseră cu niște rate. Ei bine, cu aceeași echipă, și de aici spun că e o problemă de management, următoarea conducere a dus societatea în pragul falimentului. De asta spun, sunt foarte mulți oameni buni, cu experiență și în primărie. E foarte important să vedem dacă la aceste societăți ale Consiliului Local n-ar trebui să fie mai mulți angajați în teren și nu prin birouri. Pentru că unele societăți, dacă mai merită sau nu, să existe. Pentru că lucrurile funcționează, credeți-mă, dar e problema doar de management. Și de cele mai multe ori trebuie să-i lași pe oameni să-și facă treaba și să nu te dai deștept, să arăți că ești tu mai bine pregătit decât ei, că n-ai cum să fii pregătit pe toate domeniile. Și mulți fac greșeala asta. Se pricep și la drumuri, se pricep și la poduri, flori, se pricep și la flori, și la piețe, și la tot. Piețele, iarăși, arată aici cele de cartier. 100.000 de euro dacă s-ar fi alocat în fiecare an pentru fiecare această piață de cartier, în timp de 4 ani, acum ar fi arătat cu totul altfel. Eu știu că bunica mea, spre exemplu, vindea în fiecare duminică brânză de vaci, ouă, la piața Dărmănești, pentru că venea din zona... Dar ce era în piața Dărmănești la vremea aceea? Și cred eu că e foarte important pentru comunitatea noastră ca aceste piețe să funcționeze. Toți producătorii din zonele limitrofe ar putea să ne furnizeze hrană mai ieftină și, în primul rând, hrană sănătoasă. Domnul Niță, să vă spun ceva. Dacă cineva are curajul să ia ce a însemnat CMI Urban, cum se chema el înainte, Urban, a fost, ca patrimoniu când a început, ce înseamnă acum, și să vedem de acum, pe parcursul anilor, unde și cum au dispărut spații, și nu mă refer numai la magazinele care erau prin oraș, mă refer la spații din interiorul piețelor. Cine le-a luat? Cum le-a luat? În ce fel? Cine a semnat? Ar fi posibil să poată scrie un mic tratat privind corupția în piețe, ca să nu spun altfel, în administrație.
Și credeți-mă că știu că și dumneavoastră știți lucrurile astea și nu e normal ce se întâmplă din punctul ăsta de vedere. Nu e normal. Dar avem birou în primărie care se ocupă cu acest aspect. Mă refer la acele certificate de producători. Eu nu știu dacă au fost vreodată în teren să verifice, pentru că în Piața Mare, suntem aici în apropierea ei, eu nu văd atât de mulți producători pe cât ar trebui să fie. Ori dacă avem aceste piețe care trebuie să fie să deservească comunitatea și în ele vindem tot marfă din Turcia, pe care o găsim sau în proporție de 75-80%. Pe care o găsim și în hipermarketuri, atunci nu mai înțeleg care e destinația pieței. Sau dacă producători care aduc carne trebuie să plătească pe un spațiu comercial 8.000 de lei pentru 30 de metri pătrați în condițiile în care ori există hipermarket în oraș care îți închiriază cu 25 de euro metru pătrat, cu tot cu utilități. Acum vă spun, domnul prefect, mie nu mi se pare normal ca o piață să devină un spațiu pentru farmacii. N-am nicio problemă. Da, suntem aproape de Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț. Acolo sunt grupate farmacii, logic, deși și aici e o discuție, că într-un timp n-aveai voie să pui farmacii oriunde. Păi noi în piață avem 5 farmacii sau 4-5 farmacii. Mai lipsește să avem niște păcănele și niște bănci. Nu vă faceți probleme că se rezolvă, este spațiu suficient. Întrebarea este, până la urmă, dacă nu a existat o politică deliberată de oprire a accesului micilor producători, nu numai în piața. E posibil orice, dar atâta timp, vă spuneam, cât în Piața Dărmănești, care totuși este un cartier foarte mare, în Mărăței, un cartier la foarte mare. Nu are logică să spui că Piața Dărmănești nu are cumpărători. Exact. Oferă ceva și să vezi dacă are. Corect. Da. Și creează facilități ca să poți oferi. Dar ar trebui să intre gratis. Nu poți să plătești 1600 de lei pe lună pentru o tarabă de 1,20 m pe 70 de centimetri. Nu e posibil. Bun, așa ceva. N-are cum să facă profit o bătrână care vine să-și vândă pentru o bătrână, nu. Subzistență? O bătrână nu, dar unul care vinde aceblice și cariceși din când în când și câte un pachet de țigări, 2, 3, 4, 10. Asta e deja alt aspect. Și ăla, în ciuda faptului că a fost prins odată, de 2 ori, de 3 ori, de 5 ori, de 7 ori, el rămâne să vândă acolo pe baza unui de certificat de producător, probabil de tutun. Da. Așa. Asta este o altă problemă. Da, am spus că mi-au plăcut câteva lucruri pe care le-ați spus. Eu, în concluzie, asta aș vrea să spun. Sper ca echipa aceasta... Nu, că n-am încheiat emisiunea. Nu, dar da. Concluzionând pe acest aspect, sper ca această echipă pe care o formăm să nu se deconecteze de la cetățean. Și spun asta cu toată răspunderea. Pentru că în ultimile 3 săptămâni am avut întâlniri cu aproximativ 600 de persoane, cred că 700, dar vreo 500 în interiorul, în cadrul partidului, și am văzut cât de dornici sunt oamenii să fie ascultați, cât de dornici sunt oamenii să-și rezolve probleme simple de administrație și nu-i bagă nimeni în seamă. Am văzut nemulțumire în rândul taximetriștilor, am văzut nemulțumire în rândul rudelor celor din cimitir, care au povestit că după ce s-a mărit această taxă din cimitire de la 25 la 96 de lei, au fost unii dintre ei puși în situația, pentru că în anii trecuți n-au avut bani sau n-au fost în țară. Să plătească acum la valoarea taxei de acum, și au venit și au făcut petiții pe la prefectură. Deci trebuie un pic de ordine și sub acest aspect, cum trebuie sub toate aspectele. Vă spuneam, totuși, primăria Piatra Neamț e degrevată de multe cheltuieli importante și vorbeam de muzee, vorbeam de instituții de cultură, în condițiile în care se pretinde a fi un oraș turistic. Ori, fă ceva în sensul ăsta, că avem cu ce. Nu poți nici măcar să-ți mai usuci rufele în balcon, dincolo de acele regulamente, dar e un praf și un jeg în tot orașul că... Nu-ți mai permis să-ți mai speli, nu-ți mai dorești să-ți mai speli mașina, că n-ai de ce, ca a doua zi la fel. Nu te mai duci, eu nu am mai schimbat arcurile, s-a rupt un arc la mașină, nu-l mai schimb, că n-are sens, că se rupe din nou.
Deci să îmbogățesc serviciurile auto, spălătoriile, nu știu dacă să mai duce cineva, că v-am spus, renunț, o mai speli, că n-are sens. Se duce, că mai, se duce că e greu să ajungi. Da. Și atunci nu îți oferă nimic oraș. Avem tradiții în sport. Gândiți-vă că am fost de curând la adunarea generală a Asociației Sport Ecvestru, pe care Costache Lupu o conduce. Și avem tradiție în sportul ecvestru. Am avut Cupa Dunhill aici, cu mulți ani în urmă. Apăream pe Eurosport când era această competiție. Eu țin minte că eram mic și pe Eurosport vedeam Cupa Dunhill la Cristian Țopescu. Exact. Și cineva se înclină în emisiune că pe vremea aceea reprezenta o firmă care s-a implicat în Am avut tradiții în handbal, am avut tradiții în volei, am fost campioni naționale, am jucat în cupe europene, am avut echipă la handbal care a avut, cred că dacă nu greșesc, 102 de meciuri fără înfrângere, consecutive. Cred că domnul Paleo se uită la emisiunea. Profesori extraordinari, rezultate. Am funcționat și funcționăm ca o pepinieră, din punctul acesta de vedere. Domnul prefect, noi avem... Dar avem, scuzați-mă, baze sportive pe care nu le folosim cum trebuie. Deci, grație unui coleg, avem o chestie care se cheamă cultul personalității. Și acolo s-a scris despre foarte mulți profesori de care aminteați dumneavoastră. Poate n-ar fi rău să-i vedeți. S-a scris despre oameni din sport, într-un fel sau altul, nu neapărat rubrica asta. S-a scris despre rezultate. Se scrie despre elevi foarte buni, despre profesori foarte buni. Din Piatra Neamț și din județ. Poate n-ar fi rău ca toți candidații, dumneavoastră, toți ceilalți și cei care spun acum, v-au furat cineva cam sloganul, ne vrem orașul înapoi, parcă sau nu mai știu. Am văzut mai nou acum. Toate astea să fie cumva strânse la un loc și să începem să devenim mândri că suntem cu adevărat de la Piatra Neamț. Să ne putem raporta la niște lucruri. Asta se întâmplă și din cauza că la nivel politic în ultimii ani, bine, Piatra Neamț a fost sabotat din plin. Nu mai discutăm de politică. Și asta a avut repercursiuni și în nivelul nostru de trai și în felul în care s-a făcut administrație și în modul în care oamenii din Piatra Neamț au avut reprezentativitate în tot ceea ce înseamnă arc al puterii. Asta este o mare problemă. Nu mai avem oameni, n-am mai avut oameni politici la vârf din Piatra Neamț în partide care să bată pentru oraș. Apropo de reprezentativitate, cum vă așteptați în alegerile astea? Cam cu câte mii de voturi să se câștige funcția de primar, postul de primar la Piatra Neamț? Păi nu știu, data trecută actualul primar a luat 7707 ceva de voturi. Sigur. 777? Da, da, da. Bine că n-a fost 777. Adică vreo 26%. Nu știm exact, înțeleg că alianța de dreapta, cealaltă alianță de dreapta, n-a trecut, ca să zicem așa, procedural și nu știu cum vor candida. Vă spun eu că Neamț PMP-ul 99,9% nu va fi cu USR-ul. Deci... Ei, în concluzie, probabil că iarăși se vor împărți voturile și cei de la aur pe care... Forța, că... dreapta, forța drepte caută alți locotenenți coloneli în zonă. Iar cei de la aur sunt o formațiune politică de luat în seamă. Sunt tot pietreni și ei, că îi văd pe mulți, că vorbesc, că îi discută în fel și chip. Nu, domnule, și de la aur, și de la... SOS și de la orice partid sunt tot pietreni, sunt tot nemțeni. Dacă poți și ești bun, arată-le că ai ceva bun de oferit și atrage-i de partea ta. Dacă nu, nu-i hulii pe oameni că-s nemulțumiți. Că toți suntem nemulțumiți. Iar puncte din programul lor, multe dintre ele poate să regăsesc și în programul tău. În mod normal, în mod normal, lucruri importante generale pentru binele unei comunități, ar trebui să le regăsim în programele tuturor partidelor, exact. Adică și măcar atunci, la nivel declarativ. Și atunci n-ai de ce să fii supărat că oamenii candidează, ba mai mult cred că e foarte important că există această competiție democratică. Ceea ce e important e ca după să reușești să faci echipă și cu ei, da. Și cu ei, ca să poți să urnești urbea asta și să ajungem undeva. Că altfel ne batem ca nebunii.
Cum am spus eu, competiție, război nu, dar bataie. Unii au avut interes, să știți, să conduc așa prin această variantă, divide et impera. Le-a și ieșit, dar a pierdut doar Piatra Neamțu până acum. Bun. Pe finalul emisiunii. Sunteți într-un partid mare, cel mai mare, după sondaje. Candidați, cât de mari sunt cheltuielile pentru un om politic asumat? De exemplu, dumneavoastră plătiți, bănuiesc, cotizație de partid. Aveți grijă să o plătiți la timp, să nu cumva să vă treziți, explode, să nu vă treziți exclus. Cred că sunt în avans cu da. Să mă gândesc bine. Da. Cam cât plătește un om ca dumneavoastră cotizat, dacă nu-i secret? Păi nu e secret. Lunar, în cazul meu, era vorba de 500 de lei. Dacă nu... 500 de lei. Se mai plătesc cotizații la partid? Da, se plătesc și chiar am rămas surprins pentru că cei din echipa pe care o coagulăm acum și care este compusă și cu foști membri, adică să nu se înțeleagă că i-am dat deoparte pe toți, ba mai mult, am făcut întâlniri și am readus înapoi pe toți PSD-iștii vechi care fusese un pic uitați la alegerile trecute. Ei bine, sunt surprins să văd că oameni care n-au venituri extraordinare vin și își doresc ei să plătească cotizație din convingere. Și asta e un lucru îmbucurător pentru că înseamnă că, știți cum e, își asumă un proiect, pun numărul la realizarea lui și nu sunt sume mari, e vorba de, după caz, de da. La 50, 150, 100 da, de lei, depinde. Dar mai există încă acest nerv de activist de partid și eu mă bucur pentru că, așa cum spuneam, nimeni n-a crescut nimic. Și... nu știu dacă ați fost în sediul pe care l-am deschis. Nu. Mie îmi place să am tablă de lucru acolo, adică urăsc ședințele de partid sterile, care după 2-3 ore de discuții nu se finalizează cu nimic concret. De asta învățăm unii de la alții, supunem discuției problemele și încercăm să găsim soluții folosindu-ne de expertiza celor care au experiența și care sunt buni în asta. Și o să vedeți, avem o garnitură de oameni. Așteptăm de să-i cunoaștem. Mulțumesc pentru participarea la emisiune. O să mai facem emisiune și cu prefectul Adrian Niță. Lăsăm mulțumesc candidatul. Mulțumesc pentru invitație. Să ne vedem cu bine, oameni buni. Mâine s-ar putea să avem nu un invitat și o emisiune, să avem doi invitați pe două teme extrem de actuale. Una care ține de cea discutată astăzi cu domnul Niță, una care ține de o performanță deosebită, de fapt de două performanțe deosebite în județul Neamț. Ne oprim aici, să fim cu toții sănătoși, că ne așteaptă o perioadă grea, o competiție, un război, nu știm dacă va fi, dar bataie va fi sigur, vă spun eu. Cele bune, numai bine! Doamne ajută!